Bună seara și bine v-am regăsit! Suntem convinși că nu puțini sunt cei dintre dumneavoastră care își doresc un colț liniștit în grădină, unde să se retragă dimineața înaintea unei zile agitate, unde să se delecteze, de ce nu, cu o cafea sau cu un ceai. Astăzi vom dezvălui secrete legate de construcția și amenajarea unui IAZ. În această seară, invitatul nostru este domnul Ferenc Vacăr. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara, bine v-am găsit! Sperăm că ați venit cu multe secrete legate, dacă le putem spune așa. De câte tipuri sunt aceste IAZ-uri pe care ni le dorim cu toții, cred? Așa este, da. Aceste IAZ-uri, de fapt, se categorisesc de principiu în funcție de modalitatea lor de construcție, și anume IAZ-urile quasi-naturale, să zicem, după forma lor neregulată, dând aspectul unui IAZ real, da, sau natural, de proveniență naturală în grădina noastră, sau IAZ-urile care sunt pur și simplu turnate din beton. Acestea au de regulă forme regulate, sunt destul de costisitoare, nu prea mai sunt la modă oarecum la ora actuală, sunt greu realizabile, însă în unele cazuri, în funcție de arhitectura casei, în funcție de dimensiunile grădinii noastre, poate să fie și acestea foarte utile, dând un aspect conform arhitecturii grădinii. Iarăși există IAZ-urile prefabricate din niște elemente de plastic, care sunt foarte ușor de montat, sunt foarte ușor de întreținut. Ele pur și simplu le ducem acasă, săpăm groapa adecvată și montăm, da, acel bazin prefabricat. Practic aceste trei mari categorii ar fi în funcție de modalitatea de construcție. În afară de acestea, totuși am mai putea defini câteva categorii în funcție de scopul pe care îl conferă acest IAZ. Există IAZ-uri care sunt destinate pur și simplu decorării grădinii, da? Acestea de regulă sunt ochiuri de apă relativ simple, eventual cu sunt un mai joc mici de ca apă. Dimensiune decât exact, celelalte, de regulă, da, sunt mai mici și în care ca și dimensiune. Nu se cresc pești sau se poate? Se pot crește și pești, sigur că da. Însă ele vor diferi destul de mult în întreținere, în funcție de faptul dacă avem pești sau nu avem, în funcție de faptul dacă avem plante acvatice sau nu și așa mai departe. Deci mentenanța acestor IAZ-uri diferă enorm. Da? Există IAZ-uri care au ca și scop, spre exemplu, în notul, da? Pe o suprafață mare, de ce nu? Putem amenaja un IAZ pentru în not. Sau ar putea... Care ar fi suprafața minimă pentru așa ceva? Greu de spus. Depinde de doleanțele fiecăruia. Exact, dar... sigur că da. Dar ideea e că, evident, un luciu de apă de 4-5 metri pătrați, care e deja frumos decorativ pentru înot, nu este suficient. Deci asta e foarte clar, că acolo vorbim probabil de 10-100 de metri pătrați care ar putea conferi. O să vă întrerup puțin, avem un telefon. Bună seara! Bună seara! Eu sunt din Cluj, sunt astea și o bună seara! Da, vă rugăm, vă ascultăm! Ce materiale mi-ar trebui ca să construiesc cu IAZ în curte și cam ce adâncime ar permite construcția aceasta? Mulțumim pentru întrebare! Sigur că da. Ce materiale, da, ar avea nevoie domnul pentru construcția unui IAZ? Propunerea mea ar fi în felul următor. Ca și materiale, aș aminti, după alegerea locației, definirea dimensiunii IAZ-ului și poziționarea ei, da, în grădină, da, probabil că următorul pas ar fi săparea acelui IAZ. Imediat după aceasta ar trebui să o căptușim cu nisip. Da? După care se poate monta geotextilul, după geotextil ar urma folia pentru IAZ, o membrană specială, EPDM se numește, da? este o membrană foarte, foarte fiabilă în timp, cu o longevitate de aproximativ 15-35 de ani chiar,
După care sistemul de întreținere. Despre ce dimensiuni discutăm în acest caz? Acum nu l-am întrebat. Mai sunteți alături de noi? Nu mai este domnul alături de noi. Dumneavoastră, cam cum îi recomandați? Cam ce dimensiune ar trebui să aibă acest iaz? Recomandarea mea ar fi un minim de 3-4 metri pătrați ca și luciu de apă, da. Iar ca și adâncime, undeva între 80 și 100 de centimetri. Da? Acestea ar fi minimele. Da? După care, evident, nicio problemă, se pot construi iazuri mai mari, dar ne atingând aceste dimensiuni minime, întreținerea devine mult mai greoaie. Da? Echilibrul biologic se stabilizează mult mai greu, mult mai târziu. Vom avea nevoie de o mentenanță mult mai deasă, da? Lucru care de obicei nu îl dorim. Cum se face proiectarea? Deci care sunt primii pași, ca să zic așa? Acum ne-ați amintit despre tipurile de iazuri. Haideți să începem, nu știu, cu care doriți dintre ele să începeți dumneavoastră. Corect. Haideți să povestim un pic despre proiectarea. Avem neapărat nevoie de un specialist care să ne proiecteze sau îl facem așa cum vrem noi, după capul nostru, nu știu, ne imaginăm unde ar trebui să fie, o adâncime minimă, așa cum ne-ați spus dumneavoastră. Cum se procedează? Da. Corect. Ar fi totuși foarte util, dacă se poate, dacă avem posibilitatea să ne adresăm specialiștilor, fiindcă ei au mai întâlnit foarte multe iazuri în grădini, au întâlnit foarte multe probleme legate de aceste iazuri din grădinile respective și știu cum să soluționeze aceste probleme, cum să rezolve în așa fel încât să nu le mai întâlnească proprietarul. Așa, din ceea ce spuneți dumneavoastră, cu siguranță vom avea parte și de dezavantaje, nu doar de avantaje atunci când avem un iaz în grădină și vom discuta și despre acestea. Așadar, așa primul pas, apelăm la un specialist. Dacă ar fi bine, poate, dacă da. Se poate. Dacă așa. Se poate, da. Bun. Și pașii de a proiecta așa ceva? Pașii legați de proiectare ar fi următorii. În primul rând, trebuie să stabilim cât mai precis locația în spațiul grădinei, pe suprafața grădinii. Trebuie să fie pe cât posibil un spațiu umbros și totuși nu foarte apropiat unor arbori foioși. Arborii foioși își vor pierde frunzele care vor cădea în lac, vor cădea în iaz, încet acestea se vor descompune, da? Care produce niște procese de descompunere, da, de acidifiere, exact, da. în interiorul iazului, care este dăunător din toate perspectivele, atât plantelor de acolo din iaz, atât peștilor din iaz, da. Exact. Apariția algelor este avantajată de materia organică strânsă în iaz, obținem un iaz verzui, da? Iarăși, da. Un lucru care nu îl dorim, chiar din contră, noi vrem să purificăm Am apa. Am înțeles de ce nu ar trebui filtrăm. Să avem arbori, da? În jur. Exact. De ce ar trebui să fie la un loc umbros? Da, tot datorită algelor. Algele se dezvoltă foarte bine în condiții de insolație maximă. Da? Ele practic sunt avantajate de fotosinteza pe care o vor putea astfel executa. Deci, spațiul umbrit, apar algele, dar nu în cantități foarte mari. Da? E un lucru foarte important, da. Un considerent pe care chiar trebuie să îl gândim din timp. Arbori, evident că trebuie să fie în zonă, sau pot fi, dar pe cât posibil nu foiase. Cam Am înțeles. Asta ar fi de evitat. Cum ne dăm seama cam ce dimensiune ar putea să aibă? Clar că ne dorim un iaz cât mai mare, presupun, sau nu neapărat. Cum ar trebui să fie acea dimensiune perfectă, astfel încât să se încadreze armonios în spațiul pe care îl avem? Da, întrebarea este bună. Practic, ar fi de dorit ca spațiul ocupat de iaz să fie un procent undeva nu mai mare de un 25-30% din suprafața grădinii, fiindcă altfel se denaturează raportul dintre suprafața verde, dintre zona verde și iaz. Practic nu dă acel aspect estetic. Da? Undeva până la un 25-30%, propunerea mea. Proiectarea efectivă. Proiectarea Cum efectivă. Se face?
După alegerea locației, ar urma ca și un următor pas probabil definiția scopului iazului, doar ca și loc de delectare, da? Cu un decking, să zicem, în zonă, cu o mică terasă, cu o bancă pe lângă, sau ce alt scop ne dorim să deservească iazul respectiv. Dacă ne dorim pești sau nu, în funcție de acest lucru trebuie să definim adâncimea iazului, care, așa cum am amintit anterior, trebuie să fie de minim un metru în cazul în care ne dorim pești. Peștii trebuie să ierneze în acel iaz. Evident că avem nevoie de o suprafață, de o adâncime, de siguranță de îngheț. Da? Nu știu de ce m-am imaginat întotdeauna că aceste iazuri au o adâncime mult mai mare decât ce spuneți dumneavoastră. De ce nu se fac mai adânci de atât? Sunt greu de întreținut? Sau? Așa este. Sunt mai greu de întreținut, într-adevăr. Cu cât e mai mare cantitatea de apă din iaz, cu atât întreținerea ei devine mai grea, mai serioasă, da? Trebuie să cumpărăm pompe din ce în ce mai mari, trebuie să achiziționăm filtre din ce în ce mai mari. În acest caz, filtrarea apei întotdeauna este determinată de cantitatea apei de filtrat, da? Deci, practic, pur și simplu ne mărim costurile. Se poate liniștit coborâ ca și adâncime a iazului până la 1,5 metri sau mai mult decât atât, dar numai în cazul suprafețelor foarte întinse. Avem și câteva imagini, o să-i rugăm pe colegii din regie să le difuzăm, să arătăm puțin ce a făcut și alții. Ce ne puteți spune despre acest tip de iaz? Ce tip e? E destul de mare? Din câte, da, ca și suprafață, într-adevăr, e o suprafață întinsă. E un iaz foarte frumos conceput. Ca idee, se vede foarte clar prima terasă, da, care este foarte bine poziționată, însă altele nu mai există, după cum văd eu. Ba totuși există și o a doua terasă, da. Sunt două terase, așa este. Aceste terase sunt foarte importante pentru habitatul plantelor. Plantele din iaz, practic, se vor dispune exact pe aceste terase, cu excepția celor plante care, într-adevăr, au niște tulpini sau pețiolul frunzei este într-atât de lung încât putem să le poziționăm la fundul iazului la o adâncime de 80, 100, 120 de centimetri. Da? Restul plantelor trebuie poziționate între 0 și 10 sau, hai să zicem, un maxim de 40 de centimetri față de luciul apei. Da, aceste terase sunt foarte utile sub acest aspect. Pe lângă acest aspect, iarăși este un lucru foarte important, oricine din greșeală ar intra, chiar un copil sau chiar un câine, mai știu eu, e totuși important să nu intrăm la o adâncime foarte mare, brusc, și dintr-o dată să pățească ceva, da? Deci, practic, aceste terasări conferă un plus de stabilitate iazului, da? Malurile nu se vor surpa astfel, conferă habitatul plantelor, plus un plus de siguranță. Am văzut pe marginea acelui iaz, nu știu, era plastic probabil sau ce era? Așa este. Pentru ce? Care este utilitatea? După stratul de nisip cu care se căptușește întreaga suprafață, într-o grosime de 5-10 cm, de obicei nu este necesar mai mult decât atât, urmează geotextilul. Geotextilul, peste care vine folia. Folia EPDM, despre care am vorbit anterior, este un cauciuc. Ce este acea folie? Acea folie EPDM este o, de fapt, o membrană de cauciuc, foarte asemănătoare anvelopelor, să zic așa. Da? De fapt, este un fel de gumă, da? Rezistentă, total UV stabilă, da? Și are un grad foarte scăzut de sensibilitate față de diferențele de temperatură. Deci, și în condițiile iernii, cât și în condițiile verii, se comportă foarte bine, își menține elasticitatea,
are o elasticitate foarte ridicată, cam de peste 200%, da? Pur și simplu o putem întinde. Este foarte important să aibă acea elasticitate. E foarte important, da, e foarte motivul. Important. Exact, așa este. De da. Ce? Practic, apa exercită o presiune destul de însemnată constantă, asupra, da? Exact, asupra pereților, asupra fundului iazului, care în timp s-ar mai putea tasa, în timp s-ar mai putea deplasa câte un pic, da? Această membrană pur și simplu căptușește în mod foarte uniform. Da, și e mișcare odată cu presiunea apei, deci... Evident, așa este. Bun, am vorbit despre... Ce altceva ar trebui să știm despre acest tip de iaz? Pentru că aș vrea să, după aceea să trecem la celelalte tipuri, fără membrană, nu știu dacă ar mai există. Fi și alte tipuri de membrane. Practic, se poate folosi folia PVC. Da, folia din PVC, care este tot o astfel de folie, dar cu o elasticitate mult mai scăzută și cu o rezistență la diferențele de temperatură mult mai scăzute. După un timp devine casantă, din păcate, dar ca și costuri, evident, e la un cost mult, mult mai scăzut, mai accesibil, să zic așa. Ce se întâmplă cu astfel de iazuri în sezonul rece, de exemplu? Ce facem? Apropo de dezavantaje, putem exact. Să discutăm puțin și despre... Cele rele, acum, cele bune, le știm cu toții, ne exact, delectăm, e foarte frumos, dar care sunt dezavantajele principale? Dacă nu neapărat așa? În sezonul rece vom avea de-a face cu dezavantajele. Decât atunci mai probabil că e mai simplu, este acoperit și... Nu este probabil că le acoperim. Nu? Pur și simplu, deci pregătirea pentru iarnă se întâmplă în felul următor. Plantele din iaz, care au fost dispuse superficial, fiindcă ele nu pot vegeta de la mari adâncimi, ele vom dispune în interiorul iazului la adâncimea maximă. Acolo vor trece iarna fără probleme de îngheț. Da? Peștii pur și simplu se retrag iarăși la fundul iazului, unde iernează în condiții foarte bune, însă problema ar fi cu oxigenul din apă. Cantitatea de apă devine foarte, foarte restrânsă față de volumul total al iazului. Da, da? Astfel, peștii noștri pur și simplu vor consuma acel oxigen în timp foarte scurt. Și atunci intervine problema. Avem nevoie de o copcă, avem nevoie de o sursă suplimentară de oxigen, exact. Cu un care îl putem obține prin adăugarea unui aerator, da? O pompă de aer care pur și simplu ne împinge, ne pompează aerul înăuntru, în fundul iazului, da? Sau o copcă, da? Care comunică cu suprafața. Dar în caz de geruri puternice, acea copcă de multe ori din nou se distruge, îngheață la loc, degeaba spargem și așa mai departe. Sunt niște probleme, într-adevăr, dar există niște încălzitoare speciale de iaz care ne creează un mediu de temperatură mai ridicat în jurul acelei copci, și e tot un fel de copcă, da? Încălzește apa din jur, care niciodată nu o să ne înghețe. Astfel, peștii primesc. Chiar dacă acele cantitatea. Costuri sunt puțin mai ridicate, probabil merită într-adevăr. Investiția. Așa este. Așa este. Bun, am discutat despre iernare, dar ați spus da. Că nu acesta este principalul dezavantaj iarna, deci dezavantaj. Să înțeleg că avem mai mult în bătaie de cap sezonului, în cursul verii. Exact. În cursul verii avem de-a face cu cele mai multe probleme. În cursul verii, practic, avem de luptat cu algele. Este cea mai grea luptă în cazul iazurilor, fiindcă nu există iaz care să nu se umple în mod natural de alge. Ele, pur și simplu, în orice ochi de apă își găsesc locul, da, și se instalează foarte repede. Ele trebuie combătute. Există diverse metode de combatere a algelor, diverse filtrări ale apei, sau chiar soluții împotriva algelor care le omoară.
Dar și asta este o problemă. Prin faptul că distrugem algele actuale din iaz, ele necroziază, se strâng la fundul iazului și conferă din nou un mediu foarte propice algelor noi care vor apare. Da? Deci, practic, acele resturi de origine vegetală, da, trebuie să fie eliminate. Orice fel de materie organică în surplus e o problemă în iaz. Despre metodele de filtrare ale apei, ar trebui să amintim filtrarea mecanică, care este probabil cea mai importantă. Filtrarea mecanică care practic elimină particolele, indiferent de proveniența lor, într-un filtru, care trebuie din când în când curățat, spălat și așa mai departe. La început, evident, mai des, după care se stabilizează și vom avea răgaz de un timp mai îndelungat între două curățări. O să vă întrerup din nou, mai avem un telefon. Bună seara! Bună seara, sunt Felicia din Cluj. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Vă ascultăm! Așa, da, cum am deschis televizorul, văzut ce discutați, aș vrea să fiu și invitatul dumneavoastră. Ce plante ați putea cultiva în jurul iazului? Așa, o întrebare foarte bună, mulțumim. Da, mulțumim frumos. Care se reziste totuși la umiditate. Așa este, mulțumim pentru întrebare. Asta urma să discutăm, încă n-am apucat să... Da, doar exact. Am amintit câteva lucruri. Așadar, despre plante, am ajuns din nou la plante. Corect. În jurul iazului, practic, putem cultiva aproape orice fel de plante. Însă pentru a conferi un aspect cât mai plăcut, cât mai colorat, da? Probabil vom alege niște plante puțin sensibile la, să zicem, o umiditate mai ridicată sau chiar la un exces de umiditate, însă înfloritoare, da? care decorează foarte frumos prin flori. În acest sens putem folosi cu succes iriși, putem folosi Hemerocallis, putem folosi o sumedenie de varietăți de alți arbuști de talie joasă, care ne vor decora foarte frumos zona imediat apropiată iazului. De ce anume ar trebui să ținem cont când vine timpul să le îngrijim? Acele plântuțe presupun că au nevoie de ceva mai special, nu? Sau nu neapărat? Sunt mai rezistente aceste soiuri dacă... Nu neapărat. Pe cât posibil, propunerea mea ar fi ca să alegem plante perene sau bulboase, eventual, pe care le vom scoate peste iarnă și le replantăm mai târziu în primăvara următoare. Astfel obținem o mentenanță relativ redusă. Nu au pretenții speciale plantele din jurul iazului. Da? Deci, asta am văzut în imaginile pe care le-am urmărit adineauri acele pietre puse pe margine. Ce ne puteți spune despre ele? Ar trebui să fie niște pietre speciale sau nu neapărat? Putem pune orice? Totuși, ar fi de amintit faptul că e util să folosim pietre care nu sunt, nu au suprafețe contundente, nu au margini sau vârfuri ascuțite. Deci ar fi bine să fie șlefuite din start. Exact. Ar fi foarte util, pe cât posibil, să folosim pietre de râu, dacă se poate. Da. Pe care le găsim în râu, evident, sau probabil că sunt și de cumpărat, nu? Sigur că da, în mod cert. În centrele de grădinărit există așa ceva. Totuși, la cantități însemnate, e mai ușor, e mai probabil să ne adresăm să unei drum... balastiere sau ceva de acest gen. Ideea ar fi ca pietrele respective să nu fie solubile în apă sau solubilitatea lor să fie cât mai redusă. Scăzută, da. Exact, cât mai redusă. Să înțeleg că acel calcar ar putea face rău peștilor, de exemplu, sau... Evident, peștilor, sau plantelor, tuturor vietăților din iaz, cantitatea de apă, volumul de apă fiind relativ redus, sărurile acelea concentrându-se prea tare în apa respectivă, fără o schimbare permanentă a acelei ape, ajungem la niște durități ale apei
ulei sau la un eceu al apei foarte ridicat, care este foarte dăunător. Uitați, avem o întrebare de la domnul Cosmin Drăgoi din Timișoara. Dânsul ne spune așa: am cumpărat 9 semințe de lotus și am tratat conform instrucțiunilor și după ce au făcut o frunză și o rădăcină, i-am plantat în ghivece, iar ghivecele le-am scufundat în iaz într-un loc mai însorit și mai aproape de luciul apei. După care am plecat 3 săptămâni. Când ne-am întors, surprize, surprize, broaștele țestoase au tocat tot. Nu mai sunt nici măcar cioturi ale frunzelor. Dânsul ne întreabă dacă mai are vreo șansă. Mai am vreo șansă cu aceste plante? Trebuie să vă spun că șansele sunt foarte reduse. Deci, presupun practic, că a fost tot dânsul un noroc foarte mare că acele semințe de lotus într-adevăr au germinat, au lăstărit, au apărut frunzele, da? Deci este un lucru foarte pozitiv și din păcate broaștele țestoase le-au cam mâncat. Asta nu e un semn bun. Din moment ce nu mai există nici foliaj și nici măcar o tulpiniță, șansele de supraviețuire scad foarte mult. Având în vedere fauna din România, presupun că dânsul a pus acele broscuțe țestoase pentru decor, arătau bine probabil așa în decor, dar uite nu propun broaște țestoase. Deci nu propuneți broaște țestoase. Iaz în care ne dorim plante, da? Fără plante merge. Fără plante mergem mai departe. După o foarte scurtă pauză revenim și discutăm despre amenajarea unui iaz. Așadar, vă puteți amenaja oricând un colțișor de rai, vă puteți face un iaz, fie el mai mare sau mai mic, iar lipsa de timp nu este o problemă, deoarece există numeroase firme și specialiști care vă pot ajuta cu succes, asta în cazul în care doriți să aveți așa ceva în curte. Domnule inginer, discutam în pauză, există acele iazuri care au acea apă limpede, cristalină, de invidiat și există acele iazuri care aparent sunt așa neîngrijite. Care sunt elementele principale pe care ar trebui să le conțină un iaz? Elemente frumos și da, aspectos. Exact. Ca să obținem o apă cât mai limpede, cât mai curată, filtrarea apei este cea mai importantă. Practic, așa cum am amintit și anterior, trebuie să ne scăpăm nu doar de materialele organice din zonă care pur și simplu au căzut sau au fost aduse de vânt sau mai știu eu de animale în iazul nostru, ci de principiu de algele care își au adăpostul în iazul nostru. Și au tendința de a se înmulți tot mai mult și mai mult? Exact. Au această tendință până ne vor umple iazul de o verzeală foarte puternică, da? Diverse tipuri de alge, da? Există algele verzi obișnuite, dar există algele filamentoase care conferă un aspect foarte neplăcut, spun eu, iazurilor. Bun, de câte tipuri sunt aceste filtre? Presupun că sunt de mai multe tipuri și în funcție de mărime, nu? Avem nevoie de un filtru de mai multe? Cum alegem filtrul potrivit? Așa este. Dimensionarea filtrului. Da. E rar să întâlnim cazuri în care avem nevoie de mai multe filtre. Evident, există filtre mici și filtre mari pentru diverse dimensiuni de iazuri. E bine să avem unul și bun. Există așa, filtre multicamerale, da, prin care trece apa treptat prin diferite straturi de filtrare și așa mai departe. Da. Acestea sunt cele mai recomandate? Nu neapărat. Filtrarea trebuie să știm că se întâmplă nu doar mecanic prin eliminarea particolelor, ci și prin niște becuri cu ultraviolete care ne sterilizează algele. Algele odată sterilizate nu se mai reproduc. Practic nu avem altceva de făcut decât să le culegem din zonă, da? Prin filtrul mecanic. Da? Odată trecut alga prin sterilizator, prin
tubul cu becul UV, da? Reintră înapoi în iaz, da? Dar la finalul ciclului de viață se sedimentează, după care filtrul mecanic pur și simplu îl reține. Cam acesta este circuitul. Mai există filtrul gen iTronic, care emană niște ioni de cupru foarte dăunători, să zic așa, algelor filamentoase, da? Prin care vom obține o apă într-adevăr limpede și curată. Ne scăpăm astfel prin filtrul UV de algele obișnuite, de algele filamentoase prin iTronic, filtrul mecanic, da? Ne filtrează toată această apă de toate particulele. Deci, practic, aceste trei metode de filtrare la un loc, da, ne conferă doar apa. Am vrut să vă întreb acest ultim tip, spuneați că dăunează algelor, nu dăunează și peștilor? Nu dăunează peștilor, nu dăunează peștilor deloc, fiindcă ce se întâmplă, practic apa împreună cu conținutul lui de alge și așa mai departe, trece prin acest filtru, dar fără pești. Peștii rămân în iaz, deci nu este niciun fel de problemă, nu este deloc dăunător peștilor. Mai dăunător peștilor sunt însă soluțiile cu care putem combate algele. Există niște soluții speciale care, odată administrate în apă, pur și simplu elimină oxigenul din apă. Da? Acesta este într-adevăr foarte dăunător algelor. Algele, în timp foarte scurt, dacă nu au suficient oxigen, vor muri, da? Însă e la fel de dăunător peștilor. Deci, practic, în cazul în care vom folosi astfel de soluții, cu grijă, pe cât posibil, doar în iazurile fără pești, da. Sau dacă folosim în iazuri cu pești, atunci neapărat pe perioada cât timp folosim acea soluție, să avem totodată o aerare foarte puternică, adică măcar o pompă cu o mică arteziană care ne recirculă între timp apa, minimul de aer necesar să îl asigurăm peștilor. Dacă tot am ajuns la pești, la peștișori, care sunt acei pești pe care îi putem crește în iazuri? Asta înainte să mai discutăm din punct de vedere tehnic, pentru sigur că da. Nu mai avem pești. Foarte multe, sunt convinsă de detalii sunt, de adus și de amintit. Peștii cei mai arătoși, peștii cei mai frumoși ca și aspect estetic, viu colorați, sunt crapii japonezi, crapi koi se mai numesc. Sunt cei aceștia pe care nu-i putem mânca. Așa cum spuneam mai devreme. Probabil da, că sunt, nu. Arată ar bine trebui și să sunt... fiu foarte... Da. Ok, glumim. Deci ideea e că acești crabi sunt într-adevăr niște pești de dimensiuni nu foarte mari, dimensiuni între 5, 10 și până la un maxim de 20 și ceva de centimetri, hai 30, da? Aspect foarte frumos estetic, nu sunt niște pești răpitori, da? Deci nu e o problemă, se pot crește cu mare confort, da? În aceste iazuri decorative. Alte specii? Alte specii, evident, ar mai fi carașii, da? Carași decorativi sau carași aurii se mai numesc, exact, da? Și ar mai fi sturionii, da? Probabil că există și alte specii de pești, dar acum nu vorbim de păstrăvării, care sunt niște iazuri special amenajate, evident. Și acelea da. Sunt iazuri, dar sunt totuși special amenajate. Aceasta este o altă temă pentru altă emisiune, exact. De ce nu? O idee exact. Foarte bună, iată. Așa este. Acolo deja intrăm în piscicultură mai mult. Exact. În cazul iazurilor decorative, cam aceste trei varietăți de pești se folosesc cel mai des. Există totuși niște reguli de bază care trebuie să îi știm și să ținem cont chiar de la bun început, încă de la amenajarea, de la construcția iazului. Și anume, un iaz bine echilibrat putem obține
în cazul în care volumul de pești, da, cantitatea de pești din Iaz nu este foarte mare, chit că ar încape ele, chit că îi putem hrăni fără probleme, da? Și sunt foarte frumușei, într-adevăr, când în apă avem o sumedenie de astfel de peștișori viu colorați, totuși dezechilibrează foarte mult Iazul nostru. Echilibrul biologic îl avem doar atunci când cantitatea de vegetație, când cantitatea de faună este într-un raport bine definit. Da? Practic, majoritatea acestor pești se hrănesc cu plantele noastre decorative, de altfel. Da? Deci trebuie să găsim oarecum un echilibru bun. Probabil că va trebui din când în când să mai aducem plante noi, da? Din moment ce vom ține pești, și probabil că va trebui să eliminăm din cantitatea de pești care în timp la fel se reproduc. Deci, plus față de asta, ei cresc în dimensiuni. Un peștișor care îl cumpărăm la 3, 4, 5 cm peste jumătate de an, un an, a ajuns la, poate la talia maximă a lui, atingând 20, 25, 30 de centimetri. Care se hrănește, asta este. Evident, evident. Deci cu hrănirea, mare grijă să nu îi suprahrănim, hrana inutil împrăștiată în Iaz, la fel ne cauzează probleme. Se descompune, nu o mai consumă peștii, însă ne oferă o cantitate de materie organică inutilă în Iaz, care e greu să ne scăpăm de ea ulterior. Așa, ar fi o regulă foarte importantă de știut, și anume, pe o suprafață de circa un metru pătrat de luciu de apă, în cazul unui Iaz proaspăt, ar fi util să nu populăm mai mult de 25-30 de centimetri. Aici vorbesc de lungime totală, deci doi peștișori a câte 15 centimetri sau chiar mai mulți, da? Deci ca și lungime a peștelui. Sau putem oferi o altă soluție, poate mai ușor de luat în calcul, și anume, pentru un volum de 1 metru cub de apă, să populăm cu pești în cantitate sau într-o greutate, într-o masă totală de 1 kg. Da? Cam da, deci aceasta ar fi regula de bază, da? Pentru un Iaz care are în principiu ca scop decorativ, dar ne dorim și pești. Înainte de a trece la alte întrebări ale telespectatorilor, avem destule, atât am vrut să ne menționați, dacă se poate, pe scurt, în afară de acele filtre, din punct de vedere tehnic, de ce mai are nevoie un Iaz? Presupun că mai sunt anumite elemente. Sunt, evident. Da. O componentă foarte importantă pe care tot am omis să o amintim până acum, să zicem, ar fi cea a iluminatului. Da? Lămpi și lămpițe decorative de diverse culori care se pot, evident, și automatiza, că vor porni doar peste seară sau la un anumit interval de timp și așa mai departe, cu senzor de mișcare. Știți foarte bine, există o sumedenie de posibilități de automatizare. Mai nou, foarte multe produse apar cu LED-uri, da? Sunt foarte economice din perspectiva consumului de curent, însă foarte, cu o fiabilitate foarte ridicată. Da? Aceste iazuri au foarte multe componente frumoase care ies în evidență, într-adevăr, la maxima lor capacitate în cazul în care le iluminăm. Există jocuri de apă, există fântâni arteziene, există niște plante undeva într-un fundal care ar da un aspect și mai frumos iluminate. Becurile acestea există în mai multe varietăți. Există o gamă de becuri subacvatice,
care din iaz ne emit o rază de lumină înspre o anumită plantă sau înspre o arteziană sau înspre cascadă și așa mai departe, ele sunt foarte important de montat înăuntru. Senzația, presupun că e extraordinară. Într-adevăr este. Da. Fiindcă au nevoie de acea răcire, da? Deci din moment ce o lămpiță e subacvatică, destinată acestui scop, neapărat trebuie să-l montăm sub apă, nu va funcționa și în exterior, se arde foarte repede. Există variante, evident, supraterane și, așa cum am zis, și automatizări pentru acestea. Pe lângă aceste diverse modalități de iluminat, mai sunt foarte multe accesorii pentru aceste iazuri decorative. Ca de exemplu? Cum ar fi, spre exemplu, un aspirator de iaz. Da? Aspirator de iaz care ne dă o posibilitate de curățire a fundului iazului cu ajutorul unui aparat asemănător aspiratorului obișnuit, doar că acesta este subacvatic și reușește să ne strângă depunerile din fund, fără ca să fim nevoiți să golim iazul. Nu e așa că în acel prospect al aspiratorului scrie că este destinat doar domnilor? Pentru că gospodinele au aspiratoarele au lor alte. Și sper că acel aspirator subacvatic este doar pentru dumneavoastră, stimați telespectatori. Sper să nu vă supărați pe mine că am menționat acest lucru. Așadar, cum se aspiră sub apă cu acel? Are, exact la fel. Are niște tuburi prelungitoare, sigur că da, care ne sunt oferă greu posibilitate. Nu sunt foarte greu de utilizat. Deci pot face e și doamnele, mult... din păcate. Așa este. Se poate face de către oricine. Tocmai asta e scopul, ca să ne ușurăm munca. Să nu trebuiască să golim iazul. Deci e un lucru destul de important. Odată golit iazul, nu e doar munca depusă pentru a strânge peștii într-un rezervor, într-un basin, într-un acvariu sau mai știu eu, într-un alt loc, da? Să scoatem plantele cu grijă, să nu le rănim, să nu se rupă frunzele, tulpinile care sunt foarte casante, da? Da, la acestor plante, fiindcă ele de regulă plutesc, da? Da. Deci sunt susținute de apă practic și noi le scoatem, deci e un stres destul de mare pentru ele, da. Și să strângem dintre pietre acele depuneri. Deci e o muncă destul de grea. E, acest aspirator de iazuri ne oferă tocmai ca să nu dăm peste cap acea armonie deja exact creată acolo între pești, între exact plântuțe, ar fi exact bine exact să avem și un astfel de aspirator. Sau dacă totuși da nu dispunem de el, fiindcă e un cost destul de ridicat, trebuie să recunoaștem. Ne puteți spune până la ce costuri ajunge există un astfel de aspirator? N-aș ști să vă spun exact costurile, dar probabilitatea ca să găsiți de închiriat așa ceva în centrele de grădinări este destul de mare. Da. Bine de deci știut. Cam asta ar fi. Deci se poate. Sigur că da, sigur că da. Mai avem câteva întrebări. Uitați, de la doamna Miruna. Am avut în curte un nuc. Între timp am făcut un iaz, iar nucul s-a uscat. Credeți că există vreo legătură? Poate exista legătură și totuși nu sunt ferm convins că este. Nucul este o plantă, este un arbore, chiar falnic, care într-adevăr dispus lângă un iaz aparent e un lucru util. Ne umbrește iazul. Da. Iazul nu se umple de alge. Da. Da? Însă nucul are niște rădăcini, are un sistem radicular foarte bine pus la punct de o anvergură chiar foarte mare. Și e posibil ca excesul de apă pătrunzând la nivelul rădăcinii nucului în timp a cauzat această problemă. Deci este posibil. Este posibil. Însă, oricum și iazul a avut câte și ceva de suferit datorită nucului din cauza frunzelor de nuc care au ajuns probabil în mod permanent în iaz. Astfel, taninul din frunzele nucului
încet, încet și nu doar taninul, evident, descompunerea acelor frunze a cauzat niște dereglări în procesele biologice din iază. Doamna Horvat din Târgu Mureș, v-aș ruga mult să îmi dați câteva sfaturi cu privire la plantele acvatice. Sunt pe punctul de a cumpăra nufer și lotuș, dar din cauza diferenței mari de preț între semințe și rizomi, sunt indecisă. Dacă aș cumpăra semințe, mi-aș permite luxul de a avea o mare, mai mare varietate. Cu rizomii ar trebui să mă limitez. Poate îmi spuneți cum ar trebui să procedez sau știți vreun site unde găsesc explicații la înmulțirea lor prin semințe și rizomi. Cum o sfătuiți pe doamna Horvat? Sfatul meu ar fi foarte clar că ca să cumpere pe cât posibil plante, deci rizomi. Dacă se poate, e o metodă într-adevăr mai scumpă, dar mult, mult mai sigură. Odată dispunând de plante, nu avem decât să le îngrijim, însă să obținem planta din semințe e un procedeu destul de greoi, destul de riscant. Poate vom avea nevoie de foarte multe semințe până obținem o plantă într-adevăr matură, frumoasă și bine formată. Deci semințele, acestea sunt plante tropicale de regulă. Plante destul de sensibile la o sumedenie de lucruri. Au în general niște semințe cu o peliculă foarte tare, foarte puternică, aproape impermeabilă. Germinează greu, germinează încet. De regulă trebuie aceste semințe ușor chiar pilite, șlefuite, ca să ajungem mai aproape de interior, da? Să distrugem acea membrană foarte puternică, ca ele să germineze mai ușor, să se hidrateze mai ușor. Practic asta se întâmplă încet, sămânța se hidratează sau se rehidratează, da? După care abia poate să se dezvolte acel germen. Eu propun, dacă se poate, să cumpere rizomi. Este mult mai sigur așa. Doamna Bianca Sârbu din Bistrița, am primit câteva semințe de lotus din care am înțeles că sunt câțiva roșii indieni. I-am pilit, i-am pus în apă și au mărit volumul, dar atât. Asta cam în cât timp ar trebui să văd primele frunzulițe? Au trecut aproape 2 săptămâni și singura schimbare constă în faptul că nu mai plutesc, ci s-au lăsat pe fundul vasului. E vreo problemă aici? Practic, faptul că aceste semințe s-au lăsat la fundul vasului este un semn bun. Ele s-au hidratat. Însă, dacă abia după 2 săptămâni s-au hidratat, poate acesta este un semn totuși rău. Mai puțin bun. Da. Da. Sau cel puțin mai puțin bun, chiar dacă nu este foarte rău. În atâta timp, teoretic, dacă au fost corect pilite și așa mai departe, corect tratate, ar fi trebuit deja să germineze. Deci cam în 2-3 săptămâni ar trebui aceste semințe să emită încet acea plântuță, acele mici rădăcinuțe. Deci, practic, eu propun să mai aștepte 1-2 săptămâni. Dacă în următoarele 2 săptămâni nu se vede niciun rezultat, atunci nu mai sunt șanse în continuare. Din păcate, doamna Andrada din Sibiu, rămânem tot la plante, am un mic iaz în grădină, ce aș putea să plantez lângă el, am tot discutat în timpul emisiunii, într-un sol lutos și umed, ne spune doamna. Ce plante rezistă iarna la ger, ne întreabă dânsa. Sunt o sumedenie de plante care rezistă bine la ger, sunt o sumedenie de plante care rezistă în solurile lutoase și umede, n-ar fi aceasta o problemă. Specii de proveniență autohtonă chiar. Ideea ar fi ca să nu punem plante, să zic așa, foioase de talie mare lângă iaz, da? Deci aș sfătui să folosească arbuști de talie joasă, arbuști cu flori, spre exemplu, sau pur și simplu niște bulboase. Da? Așa cum am amintit anterior, iris, hemerocalis, specii de campanula, specii de potentila, sunt o sumedenie de
de specii de plante care decorează foarte frumos în jurul unui iaz. Așa, și pentru că am ajuns aproape de finalul acestei emisiuni, v-aș ruga să concluzionăm puțin și să mai trasăm așa în mare cele mai importante aspecte de care ar trebui să țină telespectatorii noștri, cei dornici de a avea un iaz frumos, cu apă limpede în curtea dânșilor. Așa este. Propunerea mea ar fi ca să se adreseze în primul rând unui specialist, dacă există posibilitatea în zonă. În al doilea rând, imediat încă de la bun început, de la momentul proiectării, de la momentul construcției iazului, să definim foarte bine utilitatea iazului. Ar fi următorul pas, umbrirea iazului, da? Crearea unui spațiu de delectare, o mică terasă, o bancă și așa mai departe. E un lucru pe care, dacă îl proiectăm din timp, este mult mai ușor realizabil. Construcția bazinului în terase până ajungem la adâncimea dorită, impermeabilizarea bazinului respectiv, iazului respectiv, să nu avem de-a face cu substanțe, indiferent organice sau anorganice, din exterior, care ne vor murdări, să zic așa, apa din iaz, da? După care un sistem de filtrare bine pus la punct, în conformitate cu cantitatea de apă din iaz. Da? Fiecare iaz conține un anume volum de apă, important de știut dacă avem pești sau nu, fiindcă în cazul peștilor filtrarea trebuie să fie și mai puternică. Practic înmulțim filtrarea cu 2 în cazul în care avem pești în iazul respectiv, deci o dublă filtrare ne trebuie în acel caz. O iluminare frumoasă, estetică, da? Cam acestea ar fi. Cam acestea, și ideile. Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru toate aceste informații. Majoritatea celor care își doresc un iaz s-ar putea să creadă sau nu că aceasta este doar o groapă cu apă și cu câțiva peștișori în ea, dar pentru a arăta bine această groapă cu apă trebuie amplasată, construită, echipată, iată, cu foarte, foarte multe lucruri. Noi vă dorim să aveți o săptămână cât mai frumoasă în continuare și nu uitați, cele bune se întâmplă doar dacă dorim noi să se întâmple. Toate cele bune!